Oare e posibil să fim martorii unor evenimente din trecut? În 1972, părintele Marcello Pellegrino Ernetti răspundea că da, iar în Domenica del Corriere era publicată o fotografie despre care s-a spus că îl reprezintă pe Hristos chiar pe crucea răstignirii lui. Da, ați auzit bine. O fotografie a lui Hristos. Cum e asta posibil? Imediat în episodul de azi. Imaginea fusese luată conform celor consemnate de la ziar cu ajutorul unui aparat numit cronovizor, aparatul inventat de acest Ernetti. Dar însuși Papa Pius al XII-lea ar fi cerut confiscarea mașinăriei, ce ar fi devenit unul dintre cele mai bine păzite secrete de la Vatican. În prima duminică a lunii mai a anului 1972, săptămânalul italian Domenica del Corriere publica un articol în care era anunțată existența cronovizorului, un aparat aproape miraculos cu ajutorul căruia se puteau vizualiza imagini ale unor evenimente petrecute cu mult timp în urmă. Pe scurt, istoria, trecutul puteau fi filmate, văzute, dar și auzite, ca și când s-ar fi întâmplat sub ochii noștri, în timp real. Poate totul ar fi părut o glumă bună dacă dezvăluirea nu venea de la inventatorul aparatului, părintele Marcello Pellegrino Ernetti, un respectat profesor de muzică, dar și preot exorcist specializat în fizică cuantică. Legendele care circulă pe seama acestui aparat minune spun că inițial nu se cunoșteau prea bine capacitățile lui. Dar când au început să facă mai multe teste, la un moment dat cronovizorul ar fi redat vocea unui bărbat, iar părintele Ernetti a recunoscut timbrul tatălui său. Antenele aparatului captau o arie muzicală peste care se auzea vocea unui om din trecut, deja decedat. Așa a început totul, iar părintelui Ernetti s-au alăturat alți 11 oameni, specialiști în fizică și alți oameni de știință, convinși că fiecare eveniment din trecut emite anumite unde care nu dispar în neant, ci există în paralel cu prezentul și pot fi captate cu tehnologia potrivită. Se crede că echipa care folosea cronovizorul a reușit să capteze diverse imagini și sunete din viața lui Hitler, a lui Napoleon, mergând mai adânc în istorie până în vremea lui Iisus Hristos. Ba chiar s-a scris că ar fi fost fotografiate diverse momente dramatice din ziua judecății și a răstignirii lui Hristos. În 1972, un articol în care părintele Ernetti apare explicând cum a reușit să ajungă în timp pe urmele învățătorului și cum a urmărit cina cea de taină și apoi trădarea și judecata Mântuitorului a doua zi. Bineînțeles, este curios cum un călugăr era lăsat să facă astfel de confidențe presei, deși Vaticanul este foarte secretos când vine vorba despre descoperirile sale. La scurtă vreme însă, cronovizorul a fost demontat, iar părțile componente ascunse în mai multe locații mai puțin știute, unde Vaticanul deține diverse comori și opere de artă. Se pare că mințile luminate din jurul papei și-au dat seama de pericolul subtil al unei astfel de mașinării. Ea putea citi totul despre oricine, putea fotografia și putea captura orice discuție din trecutul oricui, devenind un spion redutabil. S-a scris mult despre cronovizor. Unii vin cu diverse argumente științifice că existența aparatului a fost reală, mai ales că o față bisericească respectată nu ar fi făcut afirmații categorice în presă fără să fi avut un fundament real. Alții cred că este doar o poveste bine ticluită, a unor autori cu o imaginație bogată care a știut cum să-și inventeze și să-și vândă cartea. Purtătorii de cuvânt de la Vatican nu au făcut niciodată o referire oficială la aparat, iar părintele Ernetti a murit în anul 1994 și a dus cu sine secretul în mormânt. Dacă el a fost secondat într-adevăr de savanții din alte țări, cum de-au păstrat cu toții secretul? Cei mai mulți oameni de știință de azi spun că un asemenea aparat este totuși imposibil de inventat, pentru că acesta trebuie să emită fotoni care să călătorească mult mai rapid decât lumina, ceea ce cu toate bogățiile Vaticanului este imposibil. Concluzia unor articole și studii superioare semnate de apărătorii existenței cronovizorului a fost că însuși Papa Pius al XII-lea
a cerut ca aparatul să fie predat Vaticanului, cronovizorul fiind clasificat de atunci printre cele mai bine păzite secrete ale scaunului din Vatican.